cum vorbeam și mai devreme, raliul de după discursul lui Jerome Powell s-a stins, bursele americane închid ultima ședință de tranzacționare pe roșu, trend pe care îl observăm și pe piețele de capital din Europa. Nu și la București, unde bursa deschide pe plus și păstrează trendul ascendent. La ora 13:45 de minute, indicele principal BET se aprecia cu 0,29%. Cine pierde, cine câștigă? Principala luptă este pe Wall Street. E game over pentru Google. Acțiunile gigantului american continuă declinul. Minus 4,5% în ultima ședință de tranzacționare și minus 10% de la începutul săptămânii, după ce chatbotul Bard a dat-o în bardă. Învinge Microsoft în războiul AI. Mergem la Valentin Dragu, fondator Grow Your Wealth. Bine ați venit! Salutare! Vă salut, dragilor! Vă salut! A ținut optimismul de s-a rupt în Statele Unite, cum a venit așa și a și plecat. Ce trage bursele în jos? Cum vor închide bursele din Statele Unite săptămâna? Din punctul meu de vedere era absolut normal o corecție pe burse după un ianuarie fulminant și un început de septembrie de asemenea în creștere. Să știți că declarațiile lui Jerome Powell nu a speriat piețele. Nu din cauza acelui discurs, acelei conferințe la care a participat, au scăzut piețele, ci ne apropiem de momentul 14 februarie, când va fi raportat noul nivel de inflație pe luna ianuarie. Se pare că cei de la Adobe au ieșit cu un raport în care menționează că foarte multe din cele care sunt incluse în coșul inflației au crescut în ianuarie. Avem o așteptare de doar 6,2, de la 6,5. Mie mi-a ridicat foarte multe semne de întrebare această așteptare de 6,2. După ce am scăzut cu 0,6 puncte procentuale în luna decembrie, de la 7,1 la 6,5, o lună în care consumul este la cotele cele mai înalte din an. Să vedem o așteptare de doar 0,3 puncte procentuale corecție pe inflație pe ianuarie, care este una dintre cele mai slabe luni din an din punct de vedere al consumului, am rămas puțin surprins, dar uitându-mă pe raportul celor de la Adobe, îmi dau seama că foarte multe dintre cele incluse acolo au crescut. Puțin, dar au crescut. Prin urmare, piața este neliniștită cu privire la ce urmează să se raporteze. Vedem asta și în prețul bondurilor, vedem asta și în prețul petrolului, care începe să crească puțin. Un dolar care începe să se întărească, trebuie să ne pună pe gânduri toți acești trei indicatori, da? Bondurile, evoluția bondurilor, dolarului și prețului petrolului. Prin urmare, cred că o corecție era necesară în piețe, pentru că acțiunile au fost supracumpărate de la începutul anului. Trebuie să revenim la un nivel mai jos, unde să se consolideze piața pentru a avea putere să urce din nou. Piața a obosit. Asta este ceea ce se întâmplă în momentul de față. Nu că a declarat Jerome Powell cine știe ce, chiar a fost pus pe glume în acea intervenție pe care a avut-o. Acum o luptă este și între tauri și urși. Da. Urșii sunt un pic în avantaj în ultima perioadă, în ultimul an și poate mai puțin acum la începutul lui 2023, dar pe un interval de un an ar fi totuși un avantaj acolo la urși. O altă luptă pe care o urmărim și e destul de interesantă între doi giganți, doi titani ai industriei tech, Google și Microsoft. Microsoft pare că a luat avânt, pare că e pe poziția de dominanță, cumva de dominație după ce a preluat cumva controlul ChatGPT. Ce se întâmplă acolo? Vedem scăderi destul de mari, nu mai e vorba de o corecție, e vorba de un picaj al Google după ce, până la urmă, un mic incident, un chatbot a greșit un răspuns la o întrebare și totul s-a dus de râpă. Nu e exagerată totuși reacția piețelor și apoi are șanse Microsoft reale și este un plan viabil, știu eu, să revină cumva ca numărul 1 în industria motoarelor de căutare, pentru că de vreun deceniu așa a pierdut total locul întâi, a fost chiar aproape de finalul clasamentului. Acum Edge-ul, noul Edge cam recuperează, dar se poate duce peste Google? Din punctul meu de vedere, ca să revin puțin la Google, ce se întâmplă la Google, pe Grow Your Wealth, acolo unde administrez o bază de 300 de oameni care sunt membri, dar și printre cei cu care am discuții în privat
despre portofoliile de investiții. Chiar am început să rebalansăm poziția de pe Google. Am ieșit ușor de pe Google și am mers către Tesla sau către Nvidia în ultimile două luni. Dar ce aș putea spune despre Google în comparație cu Microsoft? Pe termen scurt, da. Toată această achiziție cu 10 miliarde a 49% din OpenAI, OpenAI care, să ținem cont, că a fost creat de, printre fondatorii, a avut pe Elon Musk și da. Peter Thiel de la Palantir, a dat un ușor avânt, o ușoară încredere celor care investeau în Microsoft și am văzut ieșiri de pe acțiunea Google. Este normal pe termen scurt, dar nu aș lua în calcul pe termen lung ca Google să nu mai fie în grațiile investitorilor. Din contră, cred că dacă Google va scădea sub 90 de dolari, ar reprezenta o ocazie foarte bună de a fi cumpărat. Trebuie să ținem cont de niște oameni extraordinar de bine pregătiți care lucrează la Google. Ceea ce ați văzut cu această eroare pe care ne-a oferit-o chatbotul Bard de la Google, s-ar putea să fie parte dintr-un plan. Dacă vă mai aduceți aminte, și Elon Musk a venit cu Cybertruck-ul și când a aruncat cu o bilă în geamuri, s-au spart geamurile respective. Nu cred eu că înainte să facă acel test nu și-a dat seama că se vor sparge acele geamuri. Cred că au mai spart două seturi de geamuri până să ajungă pe scenă să vorbească toată lumea de geamurile sparte de la... Până să reușească să le și spargă, să le pună pe unele suficient, de că dacă mai încerci așa la orice mașină de pe stradă, o să vezi că nu prea reușești așa cu... Da, așa este. Nu. Vis-a-vis de Google, nu cred că Google va ieși din grațiile investitorilor, dar cred în această evoluție a Microsoft. De asemenea, în opinia mea, Microsoft va ajunge cea mai mare companie, depășind Apple la nivel de market cap în următorii 2-3 ani de zile. Este doar opinia mea, în urma analizelor pe care le-am făcut, propriile analize, pot să mă înșel. Nu știu cu ce poate veni Apple în următorii 2 ani de zile, dar Google se pare că pe termen scurt poate pierde teren. Despre ce nu se vorbește este vorba de acel deep mind de la Google. În momentul în care Google chiar va veni cu capacitățile acelui deep mind, s-ar putea să dea de înțeles foarte multe piețe și acțiunea să revină. Deocamdată este și atrasă în fel și fel de procese, atât în Statele Unite cât și în multe state din Europa. Au pierdut o parte dintre aceste procese, urmează să plătească amenzi de sute de milioane de dolari. Au de unde, pentru că au o poziție cash foarte bună și cu siguranță că Google ar putea să mai cumpere la rândul lor alte companii, alte startup-uri care pot pune la dispoziție un sistem de AI foarte performant. Din punctul ăsta de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră, cred că achiziția pe care o face Microsoft cu Activision Blizzard este un boost important în scopul de a face Microsoft cea mai puternică companie din lume. Dacă tot vorbeam de Cybertruck și de geamuri sparte, pe 1 martie evenimentul Tesla al investitorilor, Elon Musk va vorbi acolo despre al treilea plan Tesla, primul având loc în 2006, planului, 2016, 2023. La ce ne putem aștepta din partea lui Elon Musk? Vorbim de Cybertruck, Optimus, Boring Company, SpaceX. Cum ar putea reacționa piețele și ce anunțuri ar putea face miliardarul acolo? Asta așa că nu l-am mai putut opri mai devreme pe Bogdan din povești și am zis că avem pe dumneavoastră care ați putea să ne dați câteva detalii, cu toate că nu eram neapărat pregătiți pentru asta. Dar v-am prins! Da, cu mare plăcere pot să vorbesc oricând despre Tesla. Ce pot spune? Bineînțeles că nu știu ce face parte din faza a treia a planului, dar pot presupune că Elon va veni cu lucruri din ce în ce mai de impact pentru piețe. Trebuie să ținem cont de faptul că anul trecut a obținut niște patente, niște aprobări pentru patente legate de motoare electrice pentru avioane, elicoptere, șalupe, biciclete, motociclete și foarte multe alte obiecte care se mișcă așa pe lângă noi. Ne putem aștepta la orice de la el. Am putea să auzim despre noi capabilități ale acelui robot Optimus, am putea să aflăm despre posibilitatea construirii unei alte gigafactory. Se poate ca aceasta să fie în nord-estul Mexicului sau în Indonezia, acolo unde Elon Tesla are acces la litium, la o mină foarte importantă de litium. Am putea să aflăm detalii foarte importante despre evoluția full self-driving, dar și despre ceea ce nu prea se vorbește în presă și analiștii nu prea iau în calcul. Acel supercomputer Dojo la care Tesla lucrează
Tesla este o companie AI. Asta dacă tot vorbim de AI în ultimul timp, Tesla nu este un producător auto simplu, așa cum mulți se grăbesc să greșească dându-și cu părerea. Cred că Tesla ar putea să devină una dintre cele mai mari companii din lume destul de repede, probabil că până la sfârșitul acestui deceniu, dar Elon ne va spune pe 1 martie mai multe despre ce urmează să se întâmple acolo. Cred că deja acțiunea a crescut destul de mult, s-ar putea să ajungă la un $220, pentru că avem foarte multe call option pe Tesla la $220, dar în funcție de piețe, în funcție de raportarea inflației de marți pe 14, ne putem da seama cam ce decizie va lua Fed-ul pe 22 martie și atunci piețele ar putea să crească, ducând Tesla și mai sus, sau piețele ar putea să scadă și să mai tragă puțin Tesla în jos după această creștere foarte mare care a avut loc pe prețul acțiunii. În regulă. Cu mare drag am purtat și această discuție, ne-am apropiat de final, ne luăm la revedere, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu. Până un weekend plăcut.